această dimineață, pe șoseaua de centură a municipiului Buzău, în cea mai periculoasă curbă de pe tronsonul cuprins între Dedeman și Fabrica de Bere, au fost montate separatoare de trafic. Acestea au rolul de a-i face pe șofer să reducă viteza, iar în cazul pierderii controlului asupra volanului, vehiculul va fi împiedicat să ajungă pe contrasens. Astăzi montăm elemente de protecție pentru zona mediană a drumului de centură Buzău, pentru a proteja cât mai mult conducătorii la trafic, să nu se mai întâmple accidente în această curbă. Aceste elemente sunt produse în fabrica noastră din Prahova, BAU Elemente, care sunt testate și sunt avizate cu protecție H2 și au rolul de a, în urma, când vin cu viteză autoturismele și nu mai poate să mențină de traficul în curbă, să le pun înapoi pe manda de circulație aceste elemente. Câte astfel de elemente vor fi montate astăzi aici și dacă mai urmează și anul viitor? Astăzi vor fi montați 370 de metri liniari, protezeze această curbă. Polițiștii rutieri au luat decizia montării unor astfel de parapeți din cauza numărului mare de accidente grave petrecute în zonă. În urma accidentelor rutiere cu consecințe deosebit de grave produse pe șoseaua Nordului, s-a analizat în cadrul Comisiei de Securitate Rutieră de la nivelul Primăriei Municipiului Buzău amplasarea pe acest sector de drum a unor sisteme de securitate rutieră. Principalele cauze ale producerii accidentelor de circulație sunt nerespectarea regimului legal de viteză, precum și pătrunderea pe contrasens. De aceea, în această zonă se vor monta separatori de sensuri, benzi rezonatoare. Parapeții montați la Buzău costă 70 de euro metrul liniar, iar un calcul arată că investiția din curba periculoasă s-a ridicat la 25.000 de euro cu tot cu montaj. Anul viitor, aceeași măsură se va lua și în următoarea curbă cuprinsă între Fabrica de Bere și Pasarela Nehoiu.